Pace. Mă bucur că și în această dupămasă suntem adunați împreună la casa Domnului și zic ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți care v-ați făcut timp să veniți la părtășie. Îi salutăm pe cei care ne urmăresc online și zic ca Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt. Nu știm cauzele, poate cauză de boală, poate de suferință, poate plecați. Dar zic ca Domnul să se îndure și El să dea vindecare, eliberare și la fiecare după nevoile lor. Ne-am adunat în această dupămasă cu un gând, cu un scop, să ne închinăm înaintea Dumnezeului nostru. Și una dintre cele mai mari dorințe, atunci când vrei să vii înaintea cuiva să te închini, este ca acea persoană să fie adunată, să fie în mijlocul adunării, în mijlocul nostru. De aceea am vrea ca Domnul Iisus să fie prezent în mijlocul nostru. Amin? Aș vrea să vă ridicați în picioare și să începem să lăudăm numele Domnului cu cântarea care spune: aceasta mi-e dorința, să te onorez cu întreaga mea ființă, să te slăvesc. Și cu toată inima să cântăm această cântare.
Am vrea să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare care spune: ce bucurie să mă știu copilul tău și să fiu călăuzit de mâna ta, glorie ție. Și această cântare este o cântare în care lăudăm numele Domnului și îl glorificăm, pentru că merită toată închinarea și slava buzelor noastre. Să citesc câteva versete din Psalmul 116 ca și îndemn pentru următoarea rugăciune. Și psalmistul începe așa de frumos: iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morților și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Domnul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai zbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Psalmistul continuă în aceeași temă, un psalm în care mulțumește Domnului. Nu-l citesc, cât timpul este înaintat.
Dar mi-a atras atenția primele versete. Iubesc pe Domnul. Cred că fiecare dintre noi îl iubim pe Dumnezeu, e adevărat? Altfel nu am venit în casa Lui, nu am stat în prezența Lui. Fiecare dintre noi credem că El aude glasul nostru, e adevărat? Dar ce frumos spune, da, și-a plecat urechea spre mine. Aș vrea ca în această seară urechea Domnului să fie plecată spre fiecare dintre noi. Nu știu care este cererea ta, nu știu care este suferința ta. Psalmistul spune, tu mi-ai zbăvit sufletul de la moarte. Poate ești, o ai o boală, ai o suferință, ai o păsare care, doctorii spun, nu mai este șansă. Domnul poate să-i zbăvească, amin? Atâția ochi au fost cu lacrimi și poate sunt în lacrimi. Psalmistul spune, tu mi-ai zbăvit ochii din lacrimi. Credem că Domnul poate să-i zbăvească. Amin. Picioarele de cădere. Domnul să ne țină tari pe calea Lui. Domnul să dea la o parte orice ispită care nu este după puterile noastre, care de multe ori lăsăm noi ușă deschisă pentru ispită. Domnul să le închidă. Domnul să ne dea putere ca să rămânem aproape de El. Nu știu care este problema, nu știu care este cauza, dar în această rugăciune vreau să vii înaintea Domnului cu problema ta. Poate este o problemă de boală, poate ochii ți sunt lacrimi, poate piciorul ți este aproape de cădere. Vreau să venim înaintea Domnului și să ne rugăm, Doamne, izbăvește, dă eliberare. Știm că urechea Lui se apleacă spre noi și El ascultă. El ascultă rugăciunea celui neprihănit. Să venim înaintea Domnului cu sinceritate și cu smerenie și El va da izbăvire. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să mai lăudăm pe Domnul cu cântarea care spune: Te chem din adânc, Doamne, auzi glasul meu. Iar după, în timpul acestei cântări vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Iar după această cântare, fratele Cornel Chiș va avea următorul îndemn la rugăciune. Domnul să fie slăvit și binecuvântat și după masa aceasta, prin harul Domnului, suntem în casa lui Dumnezeu și vrem în continuare ca Dumnezeu să lucreze în viața fiecăruia și în inima fiecăruia. Am fost atent la fiecare cântare care s-a cântat și aș vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem căci mesajul Domnului nostru Iisus Hristos se poate duce și ajunge de multe ori în inimile noastre și prin cântare. Chiar vorbeam dimineață în biserica unde am slujit, foarte important este ca fiecare dintre noi să avem acest dar de a lăuda pe Domnul din toată inima. Și vreau să încurajez și zic ca Domnul să-i binecuvinteze pe frații noștri și noi să înțelegem căci lauda este un mesaj care merge și îl ducem înaintea Domnului. În seara aceasta, pentru următoarea rugăciune, aș vrea ca să privim la un aspect care Apostolul Pavel îl arată și este valabil pentru noi, benefic pentru noi și în seara aceasta. Este important ca noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și ucenici, să rămânem stabili în fiecare zi pe calea Domnului. Pasul nostru să meargă drept. Umblările noastre să fie în cuvântul Domnului. Și dacă privim în Evrei, capitolul 12, cu versetul 15, acolo cuvântul Domnului spune astfel: Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să aduce tulburare și mult să fie întinați de ea. Amin.
Când am citit, sau am citit de multe ori acest verset, dar l-am citit și astăzi și m-am gândit cât de atenți trebuie să fim noi ca și slujitori, ca și copii al lui Dumnezeu și în fiecare zi să luăm seama ca nu cumva să ne depărtăm sau să ne abatem de la Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a fost revărsat peste noi. Prin Harul lui Dumnezeu noi suntem și în seara aceasta în locul acesta. Prin Harul lui Dumnezeu noi putem să venim înaintea Domnului. Prin Harul lui Dumnezeu noi suntem liberi. Apostolul Pavel spune, aveți grijă să nu vă abateți. Într-o împrejurare, Iisus Hristos îi strânge pe ucenici și le spune următorul lucru. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să scăpați de toate lucrurile care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. A veghea, a avea grijă, trebuie ca să fie în viața noastră în fiecare zi. Pentru că avem pe cineva care se luptă și caută să ne depărteze. Apostolul Pavel are grijă și spune, și amintește în verset mai jos, ca nu cumva spune să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Am stat și m-am gândit, rădăcina unui pom, și bine știm fiecare, sunt în pământ. Când stai și privești peste o livadă de pomi, sunt frumoși, toți s-au înflorit, sau te uiți la ei, dar nu le vezi rădăcina. Apostolul Pavel vine și spune, aveți de grijă la rădăcinile voastre. Ce vrea să spună? Frații, surorile, suntem toți în biserică. Nu ne cunoaștem inima fiecăruia. Fiecare își cunoaște viața lui. Îl vezi pe fratele, pe sora lângă tine, dar nu știi lucrurile ascunse din inima lui. Și la un moment dat, prin surprindere, ies lăstarele. Și e prea târziu de multe ori. De aceea Apostolul Pavel vine și spune, luați seama la rădăcinile voastre. Și dacă ne ducem în Roman capitolul 1 cu versetul 29, le numește porniri răutăcioase Apostolul Pavel. Pornirile acestea sunt periculoase. Și aș vrea ca în seara aceasta fiecare dintre noi să luăm aminte la aceste lucruri, dragii mei. La rădăcinile noastre, la pornirile noastre, viața noastră să fie în cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm în fiecare zi să nu ne abatem de la Harul lui Dumnezeu. Astăzi a fost o zi frumoasă pentru fiecare. A fost și la Domnului. Asta la masă. Ne-am verificat fiecare starea noastră, inima noastră. Dar este foarte important ce facem pe viitor, în zilele următoare. Suntem atenți la pornirile inimii noastre. Suntem atenți la rădăcinile noastre care nu se văd. Numai noi le cunoaștem. De aceea aș vrea ca în seara aceasta fiecare dintre noi să ne cercetăm. Să stăm în fața lui Dumnezeu să spunem, Doamne, exact ce spunea apostolul, psalmistul David, Doamne, cercetează-mi inima și vezi dacă nu sunt pe o cale bună, du-mă pe calea veșniciei. Doamne, stau în fața Ta în seara aceasta, îmi cercetez viața, inima, îmi cercetez pornirile, gândurile mele, Doamne, dacă nu sunt după voia Ta, du-mă pe calea veșniciei. Dorința mea este, Doamne, să mă întâlnesc cu Tine în împărăția Ta. Dorința mea este ca prin alergările acestei lumi, prin zilele acestea, prin viața aceasta pe care Tu mi-ai dăruit-o pe pământul acesta, să nu mă depărtez de Harul Tău. Doamne, dorința mea este să fiu cu Tine în împărăția Ta. Dar pentru aceasta, dragii mei, și insist în rugăciunea aceasta, mergem înaintea Domnului, ne verificăm starea noastră, lucrurile ascunse din inima noastră, ne cercetăm și venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, dă-mi putere să rămân în Harul Tău, în cuvântul Tău și Domnul să ne ajute. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.
Vă rog să ocupați locuri și aș vrea să întreb dacă au fost înștiințări. Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta. Este o seară binecuvântată. Am primit așa că focul care Dumnezeu l-a aprins în locul acesta trebuie întreținut și am primit ca fiecare să turnăm combustibil, ca focul să crească. Domnul ne cerea ca popor al Lui să cerem lucruri mari, că El este gata să ne dea și Domnul să ne dea putere și biruință, să avem acea credință. Am primit așa că printre rânduri a început Dumnezeu o lucrare mare. Am văzut niște funii albe care mergeau așa de la persoană la persoană. Dumnezeu vrea să ne lege cu dragoste pe fiecare și Domnul să ne dea putere și să ne dea biruință. Cât privesc slujitorii acestei adunări, să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare. I-am văzut așa că la mai multe nivele, dar zicea Dumnezeu să se sprijinească și în unitate Dumnezeu vrea să-și facă lucrarea. Erau dintre ei sârguincioși, dar le cerea Domnul să simte și să plângă cu poporul acesta. Am mai primit așa pentru lucrarea din locul acesta. Va fi o lucrare vădită, dacă aici va fi rugăciune, va fi dedicare pentru lucrarea aceasta. Să știți că în vremea aceasta așa mi s-o dat. Diavolul răgnește și urlă și vrea să lovească, dar chiar dacă va trimite săgeată după săgeată, am văzut cum Dumnezeu a ridicat un zid puternic, Dumnezeu va lăsa protecție. Slăvit să fie Domnul! Shabrai karei merei sharei karai! Poporul meu, încrede-te în mine și eu voi fi acela care îți voi da putere să urmezi urma pașilor mei. Izvorul curge, adapă-te, adapă-te din belșug, este pentru fiecare hrană și Dumnezeu vrea ca în locul acesta să fie o hrană sănătoasă, se aruncă sămânță, dar să fim vegheatori, că și vrăjmașul vrea să arunce sămânță străină și Dumnezeu să păzească lucrarea aceasta. Focul Duhului Sfânt se înalță, soarele neprihănirii răsare, Dumnezeu vrea să lucreze cu putere, cu semne și minuni, dar Dar Domnul ne cere să ne sprijinim, să ne purtăm în rugăciune și El va fi Cel care ne va purta pe palmele Lui de biruință. Sângele Lui are putere. Nu priviți la cel rău, nu priviți la întuneric, priviți la Cel care este lumină. Sprijiniți-vă în Domnul și Dumnezeu va fi Cel care va lucra în cortul fiecăruia și în familia fiecăruia. Cât privesc tinerii acestei adunări, Domnul descoperă că El va fi Cel care își va întinde mâna Lui atotputernică peste ei. Îi va păzi, îi va ridica, îi va întări și îi va binecuvânta. Proclamați viață peste acești tineri și Dumnezeu va fi Cel care va ridica slujitori cu putere, cu autoritate. Să știți că lucrarea este o lucrare prin puterea Duhului Sfânt, de aceea ce rău are, așa mi se dă, ca și cum ar avea să lovească. Și Dumnezeu, lui Dumnezeu îi place lucrarea aceasta, să ne încredem în El, că Domnul vrea ca fiecare membru din adunarea aceasta, așa mi se descoperă, să fie umplut de puterea Duhului Sfânt și fiecare să fie botezat cu Duhul Sfânt. Amin. Domnul ne-a științat că lucrarea nu este lipsită de piedici, cel rău nu doarme și să ne punem încrederea mai mult în El, să ne bizuim, să ne îmbărbătăm unul pe altul, să ne sprijinim și Domnul va da biruință. Aș vrea să mă lăudăm pe Domnul cu o cântare care spune: și viața ta e ca o barcă pe ocean. În timpul acestei cântări, copiii sunt în hol, o să aibă un program, îi rog să intre și zic ca Domnul să-i binecuvinteze.
Zâmbesc ușor, parcă aș spune în graiul lor, către bunul creator slavă înălțăm în veci. Iar când păsării auzim pe câmpii pe culmi bătrânei, ele parcă vor să îngâne. Tu ne-ai întocmit, stăpâne, noi cântând îți mulțumim. Iar tu, rege pământesc, tu, făptură minunată, omule, ridici vreodată ochii spre cerescul Tată să spui, Doamne, mulțumesc. Amin. Yeah.
într-o bună dimineață. Într-o bună dimineață, ca un fir ușor de ață, a ajuns pe-al meu obraz un loc, un lumină prin pervaz. Rază clară și senină, ce aduce a ta lumină? Eu ascund în trupul meu legământ de curcubeu. Rază clară și frumoasă, ce ne spui așa voioasă? Vin din soare la pământ cu iubirea celui sfânt. Rază clară și senin, rază clară și iubită, ce ne spui așa ce ne spui așa zorită? Sunt grăbită să vestesc mila Tatălui Ceresc. Rază clară, nu ți-e frică, bezna-i grea și tu ești mică. Dumnezeu mi-a spus că sunt mic și mic cu mine rând. Amin.
Amin, Domnul să binecuvinteze copilașii noștri. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să venim înaintea Domnului într-o rugăciune în care să mulțumim pentru copilașii care ne-a dat în adunare. Și mai mult decât atât, haideți să ne rugăm Domnului ca Domnul să-i aibă în pază. Domnul să-i păzească în viitorul lor, să fie cu ei și mai depres decât orice lucru, să vină acel moment în viețile lor când să-L întâlnească pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Haideți să ne rugăm pentru ei. Amin. Iar aceasta venim înaintea Ta și vrem în primul rând să-Ți mulțumim pentru acest copilaș pe care ne-ai dat Tu, Doamne. Îți mulțumim pentru că Te slujesc pe Tine, îți mulțumim că-i avem în adunare, Doamne. Doamne, în același timp venim înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să le oferi protecția Ta, Doamne. Te rog să-i păzești la școală, oriunde vor merge, Doamne. Te rog să-i păzești de acest virus care circulă, Doamne. Mă rog frumos, Doamne, pentru viitorul lor, Doamne. Să le ieși înainte, fiecăruia dintre ei, Doamne. Toți să fie ai Tăi, toți să fie copii ai Tăi, Doamne. Și toți să fie în veșnicie alături de Tine. Doamne, ca și adunare, ajută-ne să putem să îi creștem pentru Tine. Ajută-ne să-i susținem mereu în rugăciune. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să rămâneți în picioare. În timp ce copiii vor merge la loc, vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare care spune: în orice făptură și orice creatură, pe copiii rog să meargă la părinții lor. Vom lăuda pe Domnul cu cântarea care spune: în orice făptură și orice creatură, văd, Doamne, mărirea Ta. Iar după această cântare, fratele Claudiu Pop ne va vorbi de cuvântul Domnului. Yeah.
Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Haideți să citim din Sfânta Carte, din Epistola 1 a lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos venim înaintea Ta, ne proșternem, Doamne, înaintea Ta și recunoaștem că suntem dependenți de cuvântul Tău. Te rugăm să lași puterea Duhului Tău cel Sfânt peste cuvântul Tău. Te rog, Domnule meu, să deschizi ușă de cuvânt în fiecare dintre noi pentru cuvântul Tău. Doamne, recunosc că fără Tine și fără harul Tău nu sunt nimic și nu pot nimic, Doamne. Dar prin Tine, Doamne, pot să fiu mai mult decât biruitor. Tată Ceresc, ajută-mă să nu uit niciodată că Tu ne-ai chemat să vorbim din partea Ta, în fața Ta și pentru gloria Ta. Tată Ceresc, după cum toate le-ai rânduit să fie pentru slava Ta, fă, Doamne, ca și timpul care ne stă înainte să fie numai pentru gloria și slava Ta. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pavel îi spune lui Timotei, un ucenic tânăr, dar plin de credință, plin de Duh Sfânt, un om matur spiritual, un bătrân deja spiritual, îi spune: dacă voi zăpovi în a ne întâlni, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu este oarecum o datorie a fiecărui creștin și oarecum ți s-ar părea că este o normalitate, un lucru de la sine înțeles ca fiecare creștin să știe cum să se poarte atât în biserică ca și lăcaș, cât și în biserică ca și trup al lui Hristos. Că în biserica lui Hristos și în casa lui Dumnezeu, chiar și în clădire, nu te poți purta oricum. Că există anumite coordonate în care comportamentul nostru trebuie să se încadreze. Și iată că Pavel îi spune lucrurile acestea lui Timotei: ți le-am scris ca să știi anumite lucruri și tu să le transmiți altora care să le poată transmite altora. Există o anumită conduită, există o anumită rânduială și un anumit tip de comportament care este specific credinciosului, care este specific credinciosului. Întrucât nu odată m-am lovit de lucrurile acestea în adunările pe unde slujam, o lipsă de cunoștință. Au fost oameni care mi-au spus: nici n-am știut că de fapt așa trebuie să fie comportamentul meu. Pentru că nu te-ai ancorat suficient de mult în Biblie, pentru că Biblia este extraordinar de clară și este... am eu un cuvânt care îl folosesc, lapidară, adică fără niciun dubiu, fără niciun echivoc în anumite lucruri, în special în comportamentul nostru ca și creștini, în comportamentul nostru și în societate și oriunde, dar în special în biserică. În biserică comportamentul nostru poate fi catalogat ca rău, ca antisocial sau deviant sau aberant sau, cum suntem numiți câteodată, fanatici de cei din lume, dar el trebuie să fie o normalitate pentru cei din biserică și pentru cei cu care ne adunăm în casa de rugăciune. Poate e bine, poate e rău, mi se mai întâmplă și sper să am suficientă cursivitate. Mi-am uitat schița de predică. În 1 Corinteni, în special, apostolul Pavel reglementează câteva coordonate ale comportamentului credinciosului în adunare. El a trebuit să meargă, să pună o rânduială acolo, chiar și capitolul 11, de unde am citit
astăzi vis-a-vis de cina Domnului, versetul 34 din 1 Corinteni, capitolul 11, se termină cu celelalte lucruri, le voi rândui când voi veni. Și în fiecare aspect a vieții credincioșilor, Apostolul Pavel pune o rânduială biblică, o rânduială pe care el a primit-o prin Duhul Sfânt și prin cercetarea scripturilor Vechiului Testament de la Dumnezeu. Și în ceea ce privește rânduiala în adunare și comportamentul credincioșilor, există capitolul 14 care este dedicat în special acestor lucruri. Dacă citim capitolul 14, prima coordonată de comportament o găsim în cuvântul cel mai repetat în capitolul 14, lucrul de care Apostolul Pavel ne dă cea mai mare grijă și care îl găsim sintetizat în versetul 26. Dacă ne uităm până în versetul 26, această coordonată apare de încă 5 sau 6 ori. Și spune, ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă? Dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă vă uitați de când începe capitolul și când enumeră darurile și slujirile și rolul credincioșilor, el spune tot lucrul ăsta, spre zidirea. Zidire, spre zidire, să zidești sufletește biserica, să zidești sufletește fratele care este lângă tine, el să rămână prin slujirea ta, prin manifestarea ta, prin comportamentul tău, el să rămână zidit sufletește. Și aici, ca o concluzie, în versetul 26, vorbind despre anumite manifestări care nu erau într-o rânduială biblică, spune ce este de făcut, hai să facem o concluzie. Indiferent de tipul de slujire și de manifestare a darurilor și de prezența în adunare, există o coordonată clară. Toate să se facă spre zidirea sufletească. Zidirea sufletească nu se poate face oricum și în orice condiții. Domnul Iisus Hristos, vorbind cu Petru în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 18, spune, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Voi zidi biserica mea. Biserica este a lui Hristos și cine zidește biserica lui Hristos îl proslăvește pe Hristos. Pe Hristos. Biserica este împărăția cerurilor coborâtă pe pământ. Este un trup duhovnicesc. Este un trup duhovnicesc. Este puterea lui Dumnezeu și viață din viața lui Dumnezeu se revarsă prin Duhul Sfânt în biserica sa. El este trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos. Hristos este capul, iar biserica este manifestarea vieții lui Dumnezeu pe pământ. De aceea biserica funcționează după legile împărăției lui Dumnezeu și după scara de valori a lui Dumnezeu, care este contradictorie scării de valori a lumii și principiilor lumii. Credinciosul refuză ceea ce cel lumesc alege. Credinciosul respinge ceea ce cel lumesc caută. Credinciosul apreciază ceea ce lumea desconsideră. Credinciosul are un comportament cu totul și cu totul bizar pentru cel care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. A întoarce obrazul, a merge o milă în plus față de cât ești silit, a binecuvânta pe cel ce te bleastămă, a te ruga pentru cei ce te asuprește și te prigonește, este un comportament cu totul opus principiilor și modului de a se manifesta a lumii, a împărăției care zace în întuneric, în cel rău. De aceea, biserica, ca să zidești biserica lui Hristos, trebuie să o zidești potrivit cu scara de valori pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru împărăția sa. Ceea ce produce unitatea, ceea ce produce zidirea bisericii
este Duhul Sfânt. Nu poți să zidești biserica fără Duhul Sfânt. Dacă dăm numai o pagină înapoi, în 1 Corinteni 12, și citim de la versetul 11, enumeră apostolul Pavel, la fel, daruri, manifestări ale credinței și ale slujirii, dar în versetul 11 trage o concluzie și spune, dar toate aceste lucruri le face cine? Nu oamenii minunați, nu cei dăruiți, nu cei cu școli multe, nu cei cu averi multe, ci spune ce? Ele sunt manifestări ale Duhului în biserică. Dar toate, toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Și versetul 13 spune așa, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobot și toți am fost adăpați într-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un mădular, ci mai multe și totuși este o unitate. Ceea ce face unitatea bisericii este Duhul Sfânt. Când zidești biserica, nu poți să o zidești decât prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt zidește biserica într-un singur fel. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, dacă citim versetele 13 și 14, referitor la lucrarea Duhului Sfânt, Domnul Iisus însuși se exprimă și spune așa, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și apoi spune, El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Rolul Duhului Sfânt, atunci când creează unitatea bisericii și coordonata principală, unică, este de a-L proslăvi pe Hristos. Când zidești biserica lui Iisus Hristos, când zidești adunarea din care faci parte, adunarea sfinților, în care Dumnezeu te-a pus, îl proslăvești pe Hristos. Nu te ridici pe tine însuți, nu te evidențiezi pe tine însuți, nu evidențiezi oameni, îl înalți pe Hristos. Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos. Ia din ce este al lui, ne descoperă nouă și credincioșii transmit mai departe. Ioan Botezătorul, când a fost întrebat, cine ești tu? Ce ești tu? Ce ești tu? Ce e lucrarea ta? El n-a spus, știți, dacă cercetați un pic și o întrebați pe mama și pe tata, pot să mărturisească că am fost plin de Duhul Sfânt din pântecele mamei mele și mama mea vorbea prin Duhul Sfânt pentru că eu eram acolo. Nu sunt oricine. Nu sunt oricine. Să fiu plin de Duhul Sfânt din pântecele mamei mele, să trăiesc o viață de evlavie, de asceză, de asta. A spus un singur lucru. Cine sunt eu? Ești prorocul, ești Ilie, ești Hristosul. Și a spus, nu, dar ce ești? Un glas. Sunt un glas. Îmi fac slujba mea, un glas care spune, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, după mine, după mine. Este cel care este mai mare decât mine, dar spune cât de mare, încât eu nu sunt vrednic nici să-i duc încălțămintea în altă parte, spune nici să-i leg sforile și returile de la încălțăminte, atât de mare este. Nu vă faceți despre mine o impresie, indiferent de cât de mult vedeau în el. Întotdeauna direcția lui Ioan Botezătorul a spus, el este acela către care trebuie să vă îndreptați. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus în apa Iordanului, a spus, eu sunt cel care sunt mai mic și am nevoie de botezul tău. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 30, trage această concluzie frumoasă în fața tuturor. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Când zidești biserica lui Iisus Hristos, indiferent de cât de dăruit ai fi, indiferent de cât de măreață și elaborată ar fi lucrarea ta, aceasta este singura atitudine corectă. El să fie slăvit în toate, eu nu sunt decât un slujitor al lui, nu sunt decât un rob al lui. Jos la
sala de jos, fratele Cristi predica dimineață despre laudă. Așa este, nici măcar o laudă nu îi se convine nici când. Când zidești biserica, dai totul la o parte și ca și centralitate, prin Duhul Sfânt îl înalți pe Hristos. Toate să se facă spre zidirea sufletească, spre zidirea sufletească. Apostolul Pavel, în lucrarea sa, el spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, nu am meritat, spune atât de frumos, în urmă ca unei stârpituri. Capitolul 15, versetul 8, tot din 1 Corinteni. După ei toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, ca unei stârpituri. În original, cuvântul acesta, stârpituri, se referea la copilul care se naște cu malformații, care era desconsiderat, în special la greci. La greci, un copil când s-a născut și nu era fizic sănătos și mai ales, dacă se poate, destul de zdravăn și mai ales o avea o infirmitate, un handicap, cum se numește acum, sau o dizabilitate, era numit stârpitură. Știai ăsta, nu putem să-l folosim nici la război, nici așa, îi scădea. Chiar și evreii aveau un cult pentru o anumită frumusețe. Știți că chiar și în legea lui Dumnezeu, ca să faci parte din preoțime, ca să faci parte din Sinedriu, trebuia să ai o anumită frumusețe fizică. Nu puteai să faci parte din preoțime și din Sinedriu dacă aveai infirmități. Și spune ca unei stârpituri, ca celui mai nebăgat în seamă, cele mai nebăgate în seamă ființe, mi s-a arătat și mie. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și vorbind despre autoritatea și despre puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o, se exprimă în 2 Corinteni capitolul 10 și capitolul 13, strict 10 cu 8. Chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, nu mi-ar fi rușine. Și în capitolul 13, versetul 10 spune: tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. El întotdeauna specifică lucrul acesta. Orice acțiune a mea, chiar dacă uneori a trebuit să vă întristez, eu am fost mai întristat decât voi, pe mine m-a durut mai mult atunci când a trebuit să vin cu nuiaua, dar lucrul acesta, el specifică, a fost nevoit să-l fac 100% spre zidirea bisericii și nu spre dărâmare, spre a-l înălța pe Hristos. Duhul Sfânt îl înalță pe Hristos, el îl proslăvește pe Hristos. Trei coordonate ale zidirii bisericii. Haideți să citim din Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 11. Da? Cum zidim biserica? Prin Duhul Sfânt. Și cum îl înălțăm pe Hristos? El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, el se referă la Domnul Iisus, bineînțeles, la Dumnezeu, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Versetul 14 accentuează un lucru: ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Încă de pe vremea Domnului Iisus și de pe vremea apostolilor, de pe vremea bisericii primare, învățătura străină încerca să se infiltreze în biserici. Într-o anumită conjunctură, un preot de altă confesiune
mi-a spus cu o mare infatuare: cum îți explici că au fost găsite de pe vremea secolului 1 baptistere pentru copii? Așa cum îmi explic orice lucrare a celui rău, care a început odată cu lucrarea lui Dumnezeu. Cum îți explici că s-au găsit icoane în secolul 1? Așa cum îmi explic orice lucrare de înșelare care a început odată cu lucrarea autentică. Odată cu lucrarea autentică, cel rău a adus și lucrarea de înșelare. De aceea Apostolul Pavel zice: trebuie să zidim biserica, să slujim în vederea zidirii bisericii, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Domnul Iisus, în Evanghelia după Matei, capitolul 7, spune că un om cu judecată și-a zidit casa pe stâncă. Pe stâncă, a săpat adânc până a dat de stâncă și apoi a pus temelia. Temelia zidirii bisericii și stânca este întotdeauna Hristos și Evanghelia. Domnul Iisus Hristos a spus în Evanghelia după Matei și în celelalte evanghelii sinoptice, dar voi cita din Evanghelia după Matei, capitolul 22 și 24, face două afirmații și spune în capitolul 22, versetul 29: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, le răspunde saducheilor. Iar în capitolul 24, versetul 35 spune: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Să zidești casa pe stâncă înseamnă să ai la baza trăirii tale și a zidirii bisericii învățătura Bibliei, așa cum scrie în Biblie. Nealterată, neînnoită, nerăstălmăcită, nemodernizată. Atât apostolii, cât și cei de după au trebuit tot timpul să se lupte cu această latură a învățăturilor străine, care întotdeauna au încercat să se strecoare în biserică, în a răstălmăci porunca lui Dumnezeu. Știți că cel rău a venit la Eva cu o întrebare: oare trăim în acest veac al îndoielii, al relativismului? Oare chiar așa a fost? Oare ce-ar fi să... Și vin filozofii de acum și teologii de acum și spune: ce-ar fi să privim aceste aspecte dintr-o altă perspectivă, altfel teologică? Altfel. Și nu puțin din teologii moderni își permit să pună creștinismul așa la același standard sau pe aceeași taler cu religiile orientale, cu fel de lucruri, și spun: de ce nu s-ar manifesta Dumnezeu și acolo și acolo și așa? Nu. Biblia este singura învățătură adevărată, este singurul cuvânt al lui Dumnezeu revelat, singurul cuvânt care va rămâne veșnic, cum a spus Domnul Iisus Hristos: cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cel mai ușor produci dezbinare în biserică, sau n-o zidești, sau produci o dărâmare sau o fisură. Cum? Fiind atent, fiind receptiv, fiind deschis pentru învățături străine. Și atunci au fost acum, de când există multitudinea de învățături de pe internet și multitudinea de învățături agresive care vin să-ți spună: toată învățătura voastră este mult prea veche, este mult prea depășită. Știi, învățăturile alea au fost într-un anumit context cultural, social, dar noi trebuie să le adaptăm contextelor noastre sociale și culturale și a teologiei moderne. Să știți că din experiența proprie vă spun că toți oamenii pe care i-am văzut că au stat mai mult cu urechea pe internet, au fost în special avizi de ceva nou
de ceva nou. Hai să vedem. Și spunea, n-ai auzit de predicatorul cu tare. Du-te să asculți. Aia e adevărata teologie. După 5 minute, știau așa cum ați în minte, mi-a trimis cineva și spunea, ascultă pe la minutul 30 ce spune. Păi de la minutul 5 l-am închis. Și am zis, dar nu trebuie să ajung până la... Ai ascultat? Nu. Păi de ce? Știi ce e important? Era acolo după minutul 5 am închis și am spus că nu știu cum poți tu să asculți așa ceva când e clar că e eretic. Că e eretic ceea ce crede și ceea ce propovăduiește omul ăsta. Nu trebuie să ajung până la minutul 30 ca să-mi dau seama că nu trebuie să-mi infectez mintea și nu trebuie să-mi virusez mintea cu fel de fel. Cam toți pe care i-am văzut avizi de învățătură nouă, avizi de învățători și de predicatori marcanți ai secolului ăstuia, în general de vedetele, ca să le numim așa, a veacului de acum, teologic, încet, încet s-au rătăcit, ori au căzut de la credință, ori s-au dus în fel de fel de biserici ciudate, în biserici carismatice, că nu îmi vine să cred când mai am câte o informație de câte unul, în ce stare de jos, în ce stare păcătoasă a putut să ajungă și el este ferm convins în mintea lui că este foarte bine. Și când mă întâlnesc cu câte unul, așa, chiar și spune, tot cu arhaicii aia de la Haruieș, tot cu îmbrăcăminte din asta, tot cu femeia cu capul acoperit, cu... Sunteți învechiți rău de tot. N-ați gustat din adevărata libertate în Domnul. Libertatea aia, nu știu cum, că nu ți-ai dat seama că câștigând libertatea după care tu ai alergat, ai ajuns iar rob păcatului. Dar ești atât de rău că nici măcar nu-ți dai seama. Ești ca și biserica asta ultima, cum îi zice, din Laodiceea. Nu știi! Nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Nici măcar capacitatea aia nu ai. Biserica lui Hristos se zidește atunci când rămâi în învățătura apostolilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Una singură. Este o singură învățătură, aceea pe care am primit-o pe paginile Scripturii, revelată prin Duhul Sfânt, și numai așa zidești Biserica lui Hristos și nu produci fisuri și nu... Am spus... Imediat, așa am observat, și când a fost cazul, slavă Domnului, nu știu la ora asta la noi în biserică să fie, dar când a fost, imediat ai cunoscut. Un grup a fost altfel, un grup era altfel, erau separat de ceilalți, îi combăteau pe ceilalți, dacă te întâlneai cu ei după biserică, îți spunea, ai auzit ce-o predicat ăla? Păi ăla nu s-a uitat acolo, nu a văzut acolo, nu... n-are lumină deloc, n-are lumină deloc. Da. Domnul să se îndure, atunci fărâmițezi biserica, atunci fărâmițezi biserica, Domnul să ne păzească. Al doilea aspect pe care vreau să îl evidențiez și care zidește biserica, primul este să rămâi ancorat în stânca care este Hristos. Nu poți să-ți pui ca orice altă temelie este nisip și se va dărâma într-o zi. Singura temelie adevărată este Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos, răscumpărarea pe care am primit-o în har, chemarea la viață de sfințenie, făgăduința vieții veșnice și Evanghelia. Al doilea aspect foarte frumos, mi-am adus aminte în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 21 și 22 spune, referitor la o lucrare misionară a apostolului Pavel, după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, era în Derbe, și-au făcut mulți ucenici, s-au întors în Listra, în Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Le-a întărit, dar nu i-a îmbătat cu apă rece, nici nu le-a dat dulceață în loc de adevăr. I-a întărit și a spus, la asta am fost chemați, dar făgăduințele lui Dumnezeu, nespus de mari și scumpe, sunt indiscutabil și în, cu totul deosebite față de ceea ce am putea îndura aici pe pământ. În Romani, capitolul 8,
Nu, capitolul 12, începând cu versetul 3, spune așa: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ca să zidești biserica lui Iisus Hristos, trebuie să slujești potrivit cu măsura de credință, potrivit cu chemarea, potrivit cu înzestrarea pe care și cu nivelul spiritual pe care ți l-a dat Dumnezeu. Nu tu ți alegi domeniul de slujire, nu tu îți alegi unde, cum și în ce fel slujești. Am citit în 1 Corinteni, capitolul 12, toate acestea le face un singur Duh care a dat fiecăruia în parte cum voiește. Dumnezeu a pus mădularele, tot în același capitol spune, în trup așa cum a voit El, ca să zidești biserica lui Hristos. Nu trebuie să te înghesui, nici să iei locul altcuiva, nici să ai despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, mai înaltă decât se cuvine. Doamne, arată-mi care este rolul meu, care este rostul meu și să slujesc cu măsura de credință pe care tu mi-ai dat-o, pe care tu mi-ai dat-o. Nu vreau să am o părere mai înaltă. În general m-am ferit de oamenii, cum le spuneam eu, tip Sergiu Nicolaescu. Dacă vedeați vreodată vreun film al lui Sergiu Nicolaescu, era de râs și pe vremea lui Ceaușescu. Și scria mare: regia Sergiu Nicolaescu, scenariu Sergiu Nicolaescu, în rolul principal Sergiu Nicolaescu. Toate le făcea el. Asta eu spuneam că e o mentalitate, o boală, un sindrom, sindromul Sergiu Nicolaescu. Se mai întâmplă și în adunări că au senzația câte unii că ei sunt chemați să le facă pe toate, să le facă pe toate, că toate darurile Dumnezeu le-a lor și toate sarcinile le-a pus Dumnezeu lui în spate. Niciodată nu este așa, niciodată. La fiecare Dumnezeu a dat un rol clar și un rost în slujire, un rost în slujire. Unitatea înseamnă să știi să slujești acolo unde te-a pus Dumnezeu, știind că depinzi de ceilalți și ceilalți au nevoie de slujirea ta acolo unde te-a pus Domnul. Spune, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altuia. Și în 1 Corinteni 12, versetul 25 spune, referitor la lucrarea mădularelor, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Nimeni n-a pus niciodată toată grija bisericii pe umerii tăi. Nu. Tu ai partea ta de lucrare, altul o are, altul. Unitatea care se face prin Duhul Sfânt spune în Efeseni capitolul 4, versetul 3: căutați să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii, prin legătura păcii. Atâta timp cât fiecare își înțelege chemarea, rostul, n-are o părere mai înaltă, zidește biserica, zidește biserica. Apostolul Pavel spune atât de frumos, cu o modestie, cu o smerenie extraordinară. Hai să citim în 2 Corinteni, capitolul 12, spune frumos și el evidențiază de multe ori lucrul ăsta. Vorbesc în felul oamenilor, vorbesc așa cum aș vorbi în nebunie, nu e o vorbire duhovnicească, trebuie să mă cobor la un nivel mai jos ca să mă puteți înțelege. Și spune, e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos, măcar că nu este de folos. Trebuie însă să am o explicație cu voi, nu e de folos, dar pentru că nu puteți înțelege, pentru că sunteți încă prunci în Hristos, trebuie să vă spun unele lucruri mai amănunțit. Dar după ce le vorbește despre descoperirile de care Dumnezeu i-a făcut parte, de strălucirea acelor descoperiri de care nu este îngăduit să spună foarte frumos, zice așa, versetul 6: chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Nu voi veni niciodată să vă spun lucruri pe care voi nu le-ați văzut în mine, nu le-ați auzit de la mine și nu
M-ați văzut pe mine trăindu-mă, trăindu-mă. Asta este părerea pe care vreau să o vă faceți despre mine. Nu vă spun de descoperiri. Nu vă spun ca și predicatorul care la București povestește de ce minuni făceam Timișoara și la Timișoara de ce minuni făceam București. Nu, ce vedeți la mine? Asta este părerea pe care eu vreau să o aveți despre mine. Sunt momente în care, vorbind în nebunie, fără de folos, trebuie să vă spun de anumite descoperiri. Dar nu asta să fie impresia despre cât de măreț sunt eu ca apostol. Ceea ce vedeți, ce auziți în mine, este părerea pe care... Numai înaltă. Nu luându-mă după faima mea și după alte lucruri. Să știi să zidești biserica acolo unde te-a pus Dumnezeu. Vorbește Cartea Galatenilor despre fiul care, măcar că este, zice, stăpân peste tot, chiar dacă este moștenitor, hai să citim din Galateni capitolul 4, începând cu versetul 1, câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot, ci este subepitrop, îngrijitor, până la vremea rânduită de tatăl. Când ai venit în biserică, să n-ai impresia că le știi pe toate, că tu trebuie să le faci pe toate, înțelege că lucrarea lui Dumnezeu se va desfășura în tine odată cu creșterea ta. Că nu poți zidi tu singur toată biserica, să știi că trebuie să te pricepi să zidești. Vorbeam odată cu un frate și spuneam ce greu e să zidești și ce ușor este să dărâmi. Și spunea, așa e, frate Claudiu. Deci eu, de exemplu, mă pricep la dărâmat. Dacă îmi dai un zid și un baros, forțos îs, știință, nu-mi trebuie școală, nu-mi trebuie meserie, nu-mi trebuie un pic de nervi, așa, și dă și așa îți dau un zid jos. Zice, e, dar fă-l înapoi acum, poți? Nu poți. Nu te pricepi. Trebuie să ai materiale, trebuie să știi cum să le faci, să zidești și să pui liantul ăla în dragoste. Eram mai tânăr în credință, primisem darul descoperirii de la Dumnezeu și spuneam într-o biserică, nu știam. Și zic, uite, Domnul mi-arată că biserica asta este zidită așa, pe niște bolțari mari, ca și de BCA, albi așa. Și este destul de grei și stau unul pe altul. Dar zice, nu au liantul ăla de ciment între ei și... Zicea, Domnul, că trebuie să faceți ceva. Nu știam. Și după mine a venit un frate care știa situația din biserică și așa e, zice. Suntem adunați, suntem cu intenții bune, dar încă relația dintre noi, zidirea în dragoste... Încă nu s-a făcut. Și zicea, Domnul, la niște șocuri mai ușoare ați rezistat, dar la niște lovituri mai puternice asupra bisericii n-ați rezistat pentru că nu aveți acel liant între voi. Și am înțeles, este foarte greu să zidești. Îți trebuie delicatețe, îți trebuie știință. Măsori de 10 ori, pui, faci. E foarte ușor să dărâmi, e foarte ușor. Și de multe ori dărâmi crezând că tu ești chemat la lucruri mai înalte. Învață să știi că niciodată nu ești într-o oarecare măsură de subepitrop. Când ești tânăr convertit, îi ai pe cei mai bătrâni, chiar și când ai crescut în credință, ai diaconii, prezbiterii, ai păstorii, păstorul poate este și el sub un episcop, întotdeauna... Mai ai de învățat, mai există o treaptă de credință, mai există o treaptă pe care trebuie să o înveți și ca să zidești Biserica lui Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să nu facem lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă, că Biblia spune că intrăm sub blestem dacă o facem, nici din orgoliu, nici având despre sine fiecare o părere mai înaltă decât se cuvine. Și în două minute vă spun ultimul aspect al zidirii bisericii. Biserica se zidește jerfiindu-te, cheltuindu-te pe tine însuți. Haideți să căutăm în 2 Corinteni. Capitolul 12, versetul 14 vorbește Apostolul Pavel.
Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Cei drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiilor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. Biserica se zidește jertfind inima ta, jertfind timpul tău, jertfind banii tăi, jertfind nervii tăi, răbdarea ta. Spunea Apostolul Pavel către Timotei să se ferească de cei care cred că Evlavia este un izvor de câștig. Înțelegând că am fost chemați și că suntem rodul jertfei sufletului lui Hristos. Noi, la fel, suntem chemați, spune în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16. Hai să vedem dacă găsești repede, spune: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceasta că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Asta înseamnă să zidești biserica. Să zidești biserica înseamnă sacrificiu. Totul făcut nu spre slava ta, nu spre aprecierea ta, nu spre a câștiga faimă sau prestigiu, ci spre slava lui Hristos. Uitați-vă în 2 Corinteni, capitolul 9, vorbind despre dărnicia macedonenilor, explică frumos cum Hristos, cum Dumnezeu, din această dărnicie făcută de macedoneni, își scoate lauda. Și spune așa, vorbește așa, versetul 11, capitolul 9. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Nu iese nimeni în evidență, nici Pavel, nici Barnaba, nici macedonenii, nici nimeni. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea de care mărturisiți că aveți față de Evanghelia lui Hristos. Îi face să se roage pentru voi, să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu. Și concluzionează versetul 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Tot ce sacrifici, sacrifici nu ca să fii văzut, nu ca să ieși în evidență, nu să câștigi prestigiu, ci pentru că ai înțeles că ești rodul unui sacrificiu, fără seamăn, fără putința noastră încă de a înțelege cât de mare a fost jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că ești născut din sacrificiu, în tine există natura sacrificiului. Fac de dragul lui Hristos. Știți ce a spus Sfânta Tereza din Calcuta? Când i-a spus un om, văzând-o cum curăța rănile de lepră, nici pentru $1,000,000 n-aș face așa ceva. Și ea era minion așa și smerită și a spus, pentru $1,000,000 nici eu n-aș face, dar pentru Hristos o fac cu bucurie. Pentru să înveți să te dăruiești, așa zidești biserica, să te apleci către cel mai căzut, să fii empatic, să fii receptiv la cei în nevoi, să ajuți biserica financiar. Biserica se susține financiar, totul spre slava lui Dumnezeu. Prin asta zidești biserica. Iubiți frați, iubite surori, Domnul să ne ajute în toate lucrurile, în toate aspectele vieții noastre, să știm cum să ne purtăm. Atât în adunare, cât și în întreaga biserică, în trupul lui Hristos, față de credincioși, să fim gata oricând să zidim, să rămânem în învățătura sănătoasă, să nu credem despre noi înșine că suntem chemați la lucruri mai înalte decât ceea ce se poate vedea, auzi, simți în noi. Și știind că suntem rodul jertfei și a suferințelor, să fim gata să ne jertfim și să suferim pentru trupul lui Hristos, pentru biserica lui Hristos, a lui să fie slava în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim, frate Claudiu, Domnul să te binecuvinteze. Mă frământă de ceva vreme subiectul abordat de Claudiu. Cum să mă port? Suntem învățați de mici copii
cum să ne purtăm. Am crescut și parcă tot nu știm cum să ne purtăm. Avem familii și ne trezim parcă așa într-o bulă și parcă tot nu știi cum să te porți cu copiii, cu soția sau cu soțul, cu părinții. Parcă este un conflict de generații tot timpul. Ai de ales între două lucruri, să zidești sau să dărâmi. Cum să mă port? Nu se poate decât în două feluri, să zidesc sau să dărâm. Probabil cel mai înalt vârf și cu siguranță cel mai înalt vârf este să învăț de la Hristos cum s-a purtat El în fiecare situație. Și Scriptura, când vorbește în cartea Filipeni, spune că El s-a smerit și s-a făcut ascultător. Vedeți, tot la ascultare ajungem. Să ascultăm. Să ne smerim și să ascultăm. În timp ce vorbea fratele Claudiu, m-am gândit la o întâmplare de pe paginile Scripturii. Și întâmplarea aceasta vorbește despre un om. Un om care avea două neveste. Una cu una avea copii și cu cealaltă nu avea copii pentru că Domnul o făcuse stearpă. Penina și Ana. Și spune cuvântul că omul acela se suia o dată pe an la cetate, la templu, să se închine. Și acolo la templu fiecare trebuia să se poarte într-un anume fel. Cea care avea copii era o bucurie și o plăcere să se poarte într-un fel în care probabil ar invidia-o mulți astăzi. Dar Ana nu se purta chiar așa, nu? Haideți să vedem ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, în capitolul 1 Samuel, în capitolul 1, spune de la versetul 7 următorul lucru. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Cum ar trebui să te porți când cineva de lângă tine te înțeapă? V-ați gândit? Și să mergi și la templu, să trebuiască și să te închini. Cuvântul vorbește aici și spune în versetul 10 că Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Și când a spus fratele Claudiu, ultimul aspect al zidirii este jertfirea. Mi-am dat seama că femeia aceasta a trecut prin toate acele etape a zidirii casei lui Dumnezeu. Și ultimul aspect a fost jertfirea. A zis, Doamne, dacă îmi vei da un fiu, ți-l voi jertfi ție. Toată viața. Probabil că nu zidim așa cum ar trebui să zidim. Este pentru că nu jertfim atât cât Dumnezeu ar vrea să jertfim. Apostolul Pavel, când scrie în Romani, el spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, aveți acelea simțăminte unii față de ceilalți. Dar ca să ai acelea simțăminte unii față de ceilalți, ca să avem acelea simțăminte, tu trebuie să-ți cunoști aproapele. Nu poți să ai acelea simțăminte dacă tu nu-i cunoști starea prin care trece. Sunt aici și în seara aceasta câteva bilete care vorbesc despre stări sufletești. Și în seara aceasta aș vrea să ne rugăm pentru cei bolnavi. O familie din Germania ne cere să mijlocim pentru ei. Lidia, Maria, Natalia și Mihaela. Ca Dumnezeu să-i vindece. Ne mai rugăm și pentru cei care în seara aceasta n-au putut să vină la biserică, care sunt bolnavi acasă. Poate uneori îi judecăm. Nu poate uneori, îi judecăm. Și îi condamnăm.
Nu au venit la biserică. Poate e fricos. Poate se preface că e bolnav. În seara aceasta aș vrea să avem acelea simțăminte unii față de ceilalți. Doamne, pentru cei bolnavi ai Tăi, aș vrea să ne rugăm pentru ei. Dar aș vrea să ne mai rugăm pentru cineva. Pentru cei care nu mai vin la biserică și s-au lăsat de biserică. Și eu aflu de diferiți frați care nu mai vin la biserică. Și mă mâhnesc atât de tare. Doamne, cum e posibil? Și mă duc și stau de vorbă cu Dumnezeu. Și Doamne, cum e posibil atâta timp să zidești, să zidești, să zidești, să zidești și la un moment dat să te uiți în jurul tău și să zici, n-am zidit bine, mă duc să zidesc altceva. Doamne, oare ce s-a întâmplat? Aș vrea în rugăciunea aceasta de încheiere să ne rugăm pentru toți aceia pe care fiecare îi cunoașteți. Noi să-i rostesc în seara aceasta de la Amvon, dar înaintea lui Dumnezeu în rugăciune îi puteți rosti pe nume. Doamne, și pentru cutare, Doamne, și pentru cutare, poate ai în familia ta pe cineva drag, care astăzi nu mai este la biserică, s-o lăsa de biserică. Poate ai dintre prieteni sau prietene, poate ai colegă de cameră. Aș vrea să mijlocim și pentru ei. Cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și cred că Dumnezeu lucrează în dreptul lor. Pentru că în seara aceasta zidim, nu dărâmăm. Și eu cred că Dumnezeu privește înspre zidirea noastră a fiecăruia. Aș vrea să ne rugăm și pentru că este un timp, am încheiat o lună, luna martie, și fiecare care ați fost preocupat să duceți cuvântul mai departe, v-ați oprit câteva clipe și v-ați trecut un nume pe aceste foi care le găsiți la intrare în biserică. Și ați trecut un nume pentru care să ne rugăm pentru cei nemântuiți. Aș vrea să zidim rugându-ne și pentru ei. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ei. Și prin lucrul acesta împlinim Matei capitolul 28, marea trimitere pe care Dumnezeu o face și ne trimite și ne spune fiecăruia, mergeți și spuneți tuturor vestea bună. Aș vrea să ne rugăm și pentru ei. Și aș vrea să ne mai rugăm. Începem o lună nouă. Nu știu de ce, dar mi se pare că parcă lucrurile în loc să se rezolve, merg din ce în ce mai greu și mai rău. E foarte complicat că nu știi cum să te rogi. Am învățat să mă rog, Doamne, fie voia Ta în toate lucrurile. Sunt frați care sunt bolnavi cu COVID la noi în biserică. Vorbim cu ei la telefon și cred că și frații vorbesc cu ei la telefon. E greu să nu poți 2 săptămâni care ați trecut pe acolo, să nu poți face nimic 2 săptămâni. Te mai și supără tusa, indispoziții, dureri în tot trupul. Aș vrea să ne rugăm și pentru ei. Ca Dumnezeu să se atingă, să le dea vindecare. Și un lucru foarte important, ca orice urmă acestei boli în trupul lor, Dumnezeu să o înlăture. Purtăm în trupul nostru urmele acestei boli și în timp constați că ești mai obosit, constați uneori că ești irascibil, constați uneori că nu mai poți face lucrurile cum trebuie să le faci. Aș vrea să ne rugăm. Ne rugăm și pentru protecția noastră a tuturora. Ca Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste noi. Săptămâna aceasta este o săptămână în care ne continuăm să ne rugăm pentru câteva familii din biserica aceasta. Și cred că sunt afișate sus Eva, Daniel, Anda, Andrei, Tabita, Garofița. Nu uitați aceste nume. Dacă vreți să vă reamintiți, urmăriți înregistrarea acestei transmisii. Și în săptămâna aceasta, pomeniți-le în rugăciune.
Cereți binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Cereți ocrotirea și protecția lui Dumnezeu peste ei. Și cereți îndurarea lui Dumnezeu peste ei. El cunoaște toate problemele și El poate rezolva orice problemă. V-aș invita acum să ne ridicăm în picioare și potrivit cu cele ce au fost spuse, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vrem în această seară să zidim, Doamne, biserica Ta. Și știți cine e biserica? Noi suntem biserica. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Haideți să ne rugăm. Cu noi la închinare,
Îți mulțumim că ai fost cu noi la rugăciune. Îți mulțumim că ai fost cu noi la cântare. Îți mulțumim că ai fost cu noi în timp ce s-a povestit cuvântul. Îți mulțumim că acest cuvânt îl primim prin credință și dorim să fim niște oameni care zidim casa ta. Doamne, acum atinge-te de cei în suferință. Acum atinge-te de cei ce ne sunt nemântuiți. Adu vindecare, adu mântuire. Te rog, Doamne, peste familiile care le-am chemat înaintea ta și le-am adus înaintea ta. În mâna ta le predăm. Te slăvim și te binecuvântăm în numele lui Iisus Hristos și peste țara aceasta, peste poporul acesta, peste orașul nostru, așează binecuvântarea ta, lasă ocrotirea ta, peste frații ce sunt bolnavi, lasă mâna ta, peste cei ce sunt în spital, la terapie, Doamne, lasă mâna ta, îndurarea ta, puterea ta, biruința ta, izbăvirea ta. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos pentru tot ceea ce tu lucrezi, pentru tot ceea ce tu ai lucrat, pentru promisiunile care ne le faci în fiecare zi, pentru cuvântul care l-auzim în fiecare zi. Îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim că ne putem vedea unul pe ceilalți. Doamne, te slăvim și te binecuvântăm în numele lui Iisus Hristos. Glorie ție, fii binecuvântat, mărire numelui tău, glorie ție în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru câteva momente vă mai rețin atenția. Așa cum am anunțat, pentru familia acestea se roagă și grupa de mijlocire condusă de fratele Pușcaș. Dacă mai sunt și alte cauze care au tema aceasta familia, vă rog să îi le comunicați la fratele Pușcaș și restul grupelor susțin lucrarea aceasta. Pentru cei ce duceți cuvântul mai departe și vestiți Evanghelia, adevărul neschimbat la sora Marinela, scris de fratele Zac, puteți să-l luați, se distribuie gratuit și puteți să-l dați tuturor celor care le vorbiți despre Hristos. Programul sau timpul de închinare săptămâna viitoare de la ora 18, marți de la ora 18, mai există un anunț, sora Delia Petrule caută o femeie, cred că sau băiat sau bărbat, care să îngrijească de copii și cine dorește să se angajeze și la lucrarea aceasta poate să o contacteze pe sora Delia. Sora Delia este aici? Da. Sora, puteți să vă ridicați în picioare să vă cunoască frații. Deci toți aceia care vreți să o ajutați în vreun fel pe sora Delia, puteți să apelați la dânsa. Domnul să o binecuvinteze. Pentru o nepoată. Bine. Domnul să o binecuvinteze. Timpul de închinare din seara aceasta s-a încheiat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Ieșirea, ca de obicei, și prin faptul acesta ascultăm. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.